programul Rabla pe 2024. Da. Programul Rabla clasic, Rabla clasic este cred că cel mai longeviv program guvernamental al Guvernului României de finanțare. Anul acesta a fost a 20-a ediție. Deci de 20 de ani de zile Administrația Fondului pentru Mediu finanțează derulează acest program Rabla clasic, prin care casezi o mașină veche și achiziționezi o mașină cu combustie nouă, unde prima decasare este de 7.000 de lei pentru o mașină, sau dacă o persoană dorește să caseze două mașini, atunci prima decasare este de 10.000 de lei. Anul acesta bugetul a fost de 300 de milioane, pentru că, așa cum am mai spus-o și la alte emisiuni, în fiecare an bugetul la Rabla Classic se va diminua și va crește bugetul la Rabla Plus, adică cu mașini hibride sau electrice. Exact, cu mașini prietenoase cu mediul înconjurător.